În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Doamne Primar, iubiți frați și surori, tocmai ne-am rugat acum, înainte de lectura Sfintei Evanghelii, pentru ca să vină Harul Duhului Sfânt și El să plinească lucrarea propovăduirii. Să plinească, zicem, și să împlinească. Zicem să plinească în sensul de a desăvârși ceea ce încă nu este complet. Ceea ce încă nu este până la capăt lucrat. Și anume, Evanghelia Cuvântului Hristos să ajungă la toți și la toate. Și zicem apoi să plinească în sensul să împlinească, zicem, în sensul în care să ne ajute pe noi, cei care ascultăm Cuvântul, să-L punem în practică și să facă parte consistentă, esențială, din viața noastră zilnică. De aceea această introducere, pentru că fragmentul pe care l-am ascultat este o povestire, o parabolă, care ne vorbește tocmai despre cuvânt. Și nu despre orice cuvânt, ci despre cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Hristos în general. Și această povestire ne introduce în realități profunde folosind imagini la îndemână. Suntem în perioada toamnei, când agricultorii seamănă. E vorba despre un semănător și e vorba despre sămânța pe care el o seamănă. Bineînțeles că prin acest semănător Hristos se descrie pe sine. El este Cel care propovăduiește cuvântul. El este semănătorul care seamănă. Este cuvântul care seamănă cuvinte. Pentru că El însuși tâlcuiește parabola și elementele folosite pentru ca cei care l-ascultau să-L înțeleagă. Și El zice, e vorba de un semănător, e vorba de o sămânță, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. O întrebare firească pe care mi-o pun și eu și cred că ne-o punem și în general. Cuvântul lui Dumnezeu se seamănă de 2000 de ani, zicând legea nouă, legea cea nouă, nou legământ, dar și înainte. Cuvântul lui Dumnezeu se seamănă de mult timp. Și de ce totuși lucrarea sa nu este desăvârșită? De ce totuși sunt și suntem foarte mulți care n-am primit încă cuvântul Său? De ce totuși eu, până la urmă, lăsându-i pe ceilalți la o parte, de ce totuși eu primesc cu atâta dificultate, cu atât de multă greutate cuvântul lui Hristos și apoi să-L aplic în viața mea? Sunt întrebări la care Evanghelia, într-un fel, ne dă răspuns personal, zic. Nu doar cu caracter general, ci personal. Și primul răspuns pe care îl avem în vedere, de ce cuvântul lui Dumnezeu nu este primit? Pentru că are nevoie de urechi, așa a zis Domnul la sfârșit, de auzit. Are nevoie de oameni care să recepteze cuvântul și să-L primească. Cuvântul lui Dumnezeu nu vine cu deasila. Dumnezeu nu vrea să ne oblige. Nu vrea nici măcar să ne convingă cu argumente omenești. Ci El seamănă. Și Evanghelia de astăzi ne arată că seamănă peste tot. În așa fel încât cuvântul să ajungă la toți. Să nu rămână cineva care să poată spună eu n-am auzit, eu n-am știut.
sau cuvântul a fost doar pentru cei mai speciali și mai puțin pentru mine. El seamănă cuvântul peste tot. Însă e nevoie de receptori. E nevoie de oameni care să primească cuvântul lui Dumnezeu și apoi să-l aibă în vedere în viața lor. Adică, altfel spus, cuvântul lui Dumnezeu poate să lucreze numai dacă noi suntem disponibili, până la urmă, să-l primim. Și noi, în Evanghelia de astăzi, suntem așezați în patru situații. În general, spunem patru categorii de oameni. Nu e vorba de patru categorii de oameni, ci e vorba de noi, care putem fi în patru situații, ca receptori, mai mult sau mai puțin, ai Cuvântului lui Hristos. Prima situație în care noi ne putem afla este asemănată cu sămânța care cade lângă drum. Cineva care stă lângă drum ar putea să zică: eu n-am auzit cuvântul. Cuvântul era doar pentru cei care deja se aflau pe cale. Deja se aflau pe drum. Nu. Cuvântul mai întâi, vedeți, se adresează celor care stau lângă drum. Paradoxal. Ce înseamnă să stai lângă drum, în general vorbind? Înseamnă să fii nehotărât. Că în momentul în care te hotărăști, te pui pe cale, te pui pe drum. Când stai în afara drumului, te uiți în stânga, în dreapta, oare pe unde să o iau, oare să o iau, oare să, nu, oare să mă duc acolo sau să mă duc pe dincolo. Și până la urmă, poți să întârzi să iei o decizie multă vreme. Mulți ani, zic eu acum. Și să stai pur și simplu acolo. Cuvântul se aude și la marginea drumului. Nu doar pentru cei care sunt deja pe cale. Ce înseamnă această nehotărâre? Să stau, să mă tot gândesc și, ceea ce e mai important și zic mai dureros, să tot aștept și să amân la nesfârșit decizia de a merge pe cale. Decizia de a-L asculta pe Hristos. Decizia de a veni spre biserică. Decizia de a trăi frumos. Decizia de a-mi schimba viața. Cei care stau lângă drum, eu, cel care stau lângă drum în viața mea, în multe situații, sunt omul nehotărât, care nu se dumirește odată și amână la nesfârșit această ascultare a cuvântului și decizia de a-și schimba viața. Nu-i așa? Ne dorim ca lumea să fie mai bună. Toată lumea vorbește despre asta. Să se schimbe lumea. Nu se poate schimba lumea dacă eu nu mă hotărăsc mai întâi să mă schimb eu pe mine însumi și schimbându-mă pe mine să schimb și lumea. Să nu mai stau la marginea drumului și să judec pe cei care sunt pe drum deja. Un drum mai bun sau mai puțin bun, dar sunt pe drum. S-au hotărât să facă ceva. Și eu stau la margine și judec pe cei care deja fac. E foarte ușor și convenabil. Însă atâta timp cât eu nu mă angajez într-o lucrare, n-am nici dreptul să judec pe cei de lângă mine. Și încă o dată zic, schimbarea lumii pe care ne-o dorim pornește de la mine și zic mai ales în primul rând de la mine, cel care nu mă dumiresc, nu mă hotărăsc să pornesc pe drum. O a doua situație în care eu mă pot afla. E vorba despre o sămânță care cade pe piatră. Ce înseamnă această situație? Sau cum o putem tâlcui? Bineînțeles că înseamnă inconsistență. Știm cum se întâmplă în general când un grăunte cade într-o zonă foarte pietroasă. Foarte repede crește, dacă prinde puțin pământ eventual și puțin soare, foarte repede crește, dar pe cât crește de repede, pe atât de repede se usucă. Ei, ce înseamnă tradus în situația, într-una din situațiile din viața noastră? Înseamnă să primești cuvântul, dar să-l primești cu neseriozitate. Să-l auzi dacă și când nu-l auzi, să-l primești dacă și când nu-l primești. Adică aproape să-ți fie întâmplătoare auzirea cuvântului. Ni se întâmplă și nouă, nu în general, că nu ești atent. Povestești cu unii și cu alții și îți spune ceva și tu auzi, dar nu ești atent. Și după ce ți-a spus lucrul acesta, îl mai întrebi o dată, poate chiar la două minute. Oare cum e cu asta? Dar el de fapt ți-a spus. Dar tu nici măcar n-ai auzit. Sau ai auzit, dar n-ai auzit. Pentru că n-ai privit cu seriozitate cuvântul. E așa este și această a doua situație în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate privi decât cu seriozitate. Cuvântul este despre viață și despre moarte.
Se glumește și putem glumi, dar nu putem glumi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să luăm la jumătate de măsură. Nu putem să ascultăm sau să ne ascultăm. Să ni se pare că am ascultat sau că n-am ascultat. Să nu știm prea bine despre ce e vorba. Așadar, neseriozitatea. Cea de două situații e neseriozitatea. Prima am zis nehotărârea, a doua e neseriozitatea. Și din nefericire, zic acum, neseriozitatea ne caracterizează pe noi, cei din biserică. Pe cei din afară, haideți să zicem, mai mult de hotărârea. Dar pe noi, cei din biserică, neseriozitatea. Pentru că dacă vii la biserică, nu-ți permiți să furi. Dacă vii la biserică, nu-ți permiți să minți. Dacă vii la biserică, nu-ți permiți să faci rău celui de lângă tine. Și mult mai multe lucruri pe care le putem adăuga. Asta era convertirea, modul de convertire și în trecut. Nu propovăduiau oamenii la nesfârșit pe stradă cu Biblia sub seoară. Ci pur și simplu trăiau frumos. Și ceilalți care nu erau în biserică, îi vedeau că trăiau frumos. Și atunci ei înșiși își schimbau viața. Se hotărau și porneau pe drum. Dar noi cei din biserică ne comportăm ca și când n-am auzit Scriptura, ca și când n-am auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori mai rău decât cei necredincioși. Că și ni se spune, degeaba mergeți la biserică, că sunteți la fel ca ei sau mai rău decât ei. Pentru că suntem neserioși. Nu poți asculta Cuvântul lui Dumnezeu într-o stare de neseriozitate. Pentru că, încă o dată zic, este despre viață și despre moarte. Poți să glumești despre lucrurile mărunte, dar nu poți să glumești despre viață și despre moarte. Că dacă nici Cuvântul lui Dumnezeu nu-l privim cu seriozitate, păi atunci de cine să mai ascultăm? Că vedem că e atât de multă dezordine în lumea aceasta. Nimeni nu mai ascultă de nimeni. Dar dacă nici noi creștini ne ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, cum să se mai așeze lucrurile? Și zicem în țara noastră că suntem aproape toți creștini. Și cei mai mulți ortodoxi. Cum să se așeze lucrurile dacă noi suntem neserioși atunci când vine vorba de Cuvântul lui Dumnezeu? Și apoi vine cea de-a treia situație. Sămânța căzută între spini. Crește și ea repede, dar spinii o năbușe la un moment dat. Și Domnul zice despre ce e vorba. Ne și explică. E vorba de grijile acestea lumești. Și cum traduc eu mai simplu acea de-a treia situație în care eu mă aflu? Sunt ocupat. N-am timp. Sunt ocupat cu cele ale lumii. Nu? Când vine cineva cu o problemă la noi, primul lucru pe care îl întrebăm este limpede. Aveți un program de rugăciune? Mergeți duminica la biserică? Și ce nu, părinte, că eu sunt foarte ocupat. Nu pot să merg duminica la biserică. Sunt ocupat cu cele ale lumii. Când ești ocupat cu cele ale lumii, n-auzi cuvântul. N-ai cum să-l auzi. Sau îl auzi, dar e ca și când nu-l auzi. Pentru că ai altceva în minte. Îți spune preotul în biserică. Sau auzi undeva la radio, la televiziune. Ce ar trebui să faci și cum ar trebui să faci. Dar tu ți-ai gândul tot la altceva. La afacerile tale, la lucrurile pe care, de altfel importante, pe care trebuie să le faci. Da, dar nu pui cele lui Dumnezeu pe locul 2. Pune-le cele lui Dumnezeu pe locul 1 și după aia și celelalte le faci. Că așa zice Domnul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Adică e un timp și putem să recunoaștem lucrul acesta. Trăim într-un timp în care suntem foarte ocupați. Dacă cineva ne întreabă ce faci, cum o duci, sunt bine, dar sunt foarte ocupat. N-am timp de nimic. Asta este. Și atunci neglijăm Cuvântul lui Dumnezeu. Cele trei situații, și le reiau încă o dată. Suntem nehotărâți la marginea drumului, nu vrem să pornim pe un drum. Suntem neserioși în primirea Cuvântului și în general în lucrarea pe care noi o facem. Și a treia situație, suntem ocupați. Și apoi, sigur, Evanghelia se termine cu sămânța care cade în pământul cel bun. Și noi putem fi în această situație, bineînțeles. Evanghelia ne descoperă niște detalii ca să înțelegem și mai bine cum ar trebui să mergem. Cum ar trebui să mergem pe drum, cum ar trebui să primim Cuvântul. Și există o succesiune de 4 acțiuni. Zice mai întâi așa. Primul, sau în primele situații, omul aude Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e tot una cu a auzi cu a face, nu? Prima dată auzi Cuvântul lui Dumnezeu. De-aia și Evanghelia se termină. Cine are urechi de auzit, să audă. Prima dată auzi, da? Dar următorul pas foarte important este să primești. A primi înseamnă să stai de vorbă cu Cuvântul lui Dumnezeu, să-L meditezi, să-L gândești, să-L lecturezi, să-L asculți. A auzi și a asculta. Să primești.
Pentru că, vedeți, și în situația celui de lângă drum, și în situația celui ocupat, și în situația celui neserios, cuvântul se aude. Dar mai e nevoie să-l și primești. Adică să-l accepți și, să-l ai în vedere. Cuvântul să-ți fie dreptar de viață zilnică. Apoi cel de-al treilea moment, zice evanghelistul Luca, să-l păstrezi. Păstrezi deja determină o durată. Și Doamne, ce bine ar fi să avem cuvântul lui Dumnezeu în minte și în inimă. Când ai avea cuvântul lui Dumnezeu în minte și în inimă, n-ai mai face lucrurile rele, pe care le-am evidențiat, unele dintre ele, nu? N-am mai minți atât, n-am mai fura, n-am mai vorbi urât, n-am mai jigni, n-am mai lovi, nu ne-am mai comportat în multe, multe, multe alte forme. Pentru că dacă cuvântul lui Dumnezeu e în minte și în inimă, el îți devine lege. Și știi că nu-i bine ceea ce ai de gând să faci, nu-i așa? A păstra. A-l păstra înseamnă a-l face parte din tine. Și despre Maica Domnului, la un moment dat, ne se spune că păstra aceste cuvinte în inima ei și le zăvora în inima ei. Adică le păstra ca pe o comoară. Cuvântul lui Dumnezeu care devine viu și lucrător. Și apoi, după ce le păstrăm, zice Domnul că ele rodesc. Și Doamne, ce minune este să rodească un grăunte. Îl pui în pământ și dă un spic. Dintr-un grăunte, cred că un spic are cel puțin 60, nu? 60 de grăunțe. 60 de grăunțe asemănătoare celui pe care tu le pui în pământ. Adică ce înseamnă asta? Cuvântul lui Dumnezeu devine lucrător. Și tu te dovedești ucenic al său, pentru că înmulțești. Cuvântul este dătător de viață și dintr-o dată tu te dovedești ca cel care dai viață prin cuvântul bun pe care tu îl primești în tine și apoi îl pui în lucrare și ceilalți îl văd în jurul tău. Primul lucru foarte important așadar este să primim cuvântul, receptivitate. Mai adaug încă un aspect foarte important, mai ales în vremurile noastre. E vorba de capacitatea de a selecta cuvântul. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu e unul. Dar e nevoie și de selecție, și în sensul de discernământ, să înțelegi ce e bine și ce nu e bine, pentru că lucrurile stau amestecate acum. Domnul însuși zice într-o altă parabolă că el a semănat sămânță bună, iar mai târziu a venit vrăjmașul și a semănat neghină. Și ucenicii au zis să meargă să curețe grâul bun de neghină. Și a zis, nu, pentru că nu cumva smulgând neghina să se smulgă și grâul bun. Adică unele lucruri sunt amestecate. În viața aceasta lucrurile sunt amestecate. Chiar când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu poate fi interpretat în zeci și sute de feluri. Și vedeți că din pricina interpretării și noi ca și creștini suntem atât de divizați, împărțiți. Biserica noastră ortodoxă, vedeți? Suntem aici în țara noastră de 2000 de ani. Dar multe alte credințe au apărut pe lângă, tocmai pentru interpretarea cuvântului. E vorba numai de cuvântul lui Dumnezeu. Dar depinde cum îl citești. Depinde dacă faci ascultare de tradiția bisericii dintotdeauna sau peste noapte te trezești tu să-l interpretezi altfel și să ți se pară ție că lucrurile stau așa și nu altfel. Și de aici apar tot felul de diviziuni, vedeți, de felul acesta. Adică e vorba și de selecție. Și acum merg mai departe. Și de selecție în general, când vine vorba de cuvânt și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. E multă tulburare și confuzie în lumea aceasta. Nu mai știi ce e adevărat, nu? Zic în mass media mai ales, dar în general între noi, nu mai știi ce e bine. Înainte unele lucruri nici nu se discutau. Era limpede că așa sunt și nu altfel. Acum orice lucru se discută. Orice lucru se pune sub semnul întrebării. Și de aceea e nevoie de această putere de a discerne, de a selecta adevărul lui Hristos, cuvântul lui Hristos, de toate celelalte amestecate, lucruri amestecate, neclare. Și al treilea lucru, și mă apropii de final, pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să fii disponibil. Pentru că odată ce vine cuvântul lui Dumnezeu în tine, nu mai poți trăi așa cum ai trăit înainte. Zice Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul 12, că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, ca o sabie, zice el, cu două tăișuri, care pătrunde până la despărțitura dintre suflet și duh, dintre mădulare, până în profunzimile noastre. Cum traducem noi lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu intră în noi. Dar din momentul în care primești cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ai liniște. Dar în ce sens nu mai ai liniște?
Nu mai ai liniște atunci când vine vorba de rău. El lucrează ca o conștiință puternică și spune, nu așa. Tu ai vrea să faci așa pentru că ți se pare că e convenabil. Și cuvântul lui Dumnezeu care face parte din tine zice, nu așa. Te judecă dinspre dinăuntru, înspre în afară. Nu te mai lasă liniștit. Absolut. Deloc. El se transformă, ziceam, într-un cuvânt al judecății. Într-o conștiință de care avem nevoie. Uitați-vă dumneavoastră și la nivel de mentalitate în generală. Îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Scoatem cuvântul lui Dumnezeu din propriile noastre preocupări din viață și atunci totul e posibil. Pentru că dacă nu mai există cuvântul lui Dumnezeu care să ne spună așa nu, asta nu e bine, nu mai există criterii clare ale adevărului, ale unei vieți morale. Nimeni nu mai știe să spună că e bine sau nu e bine, așa sau așa. Și cred că și dumneavoastră mai în vârstă, în contact cu tinerii, înțelegeți foarte bine ce zic eu acum. Pentru că le spuneți, nu așa, dragul mami. Nu așa, dragul bunicii. Și el sau ea zice, da, de ce? De unde știi tu? Tu nu mai ești la zi cu lucrurile acestea. Tocmai pentru că, scoțându-L pe Dumnezeu din discuție, scoțând cuvântul lui Dumnezeu din discuție, din viața noastră de zi cu zi, nu mai avem criterii ale binelui. Și aici e foarte periculos. Și încă o dată zic, cel de-a treia condiție înseamnă să fii disponibil. Când cuvântul lui Dumnezeu se sărășluiește în tine, nu mai poți trăi oricum. Nu mai poți trăi ca și înainte. Ci e nevoie să schimbi viața întru totul. Și le reiau cele trei condiții. Pentru ca să sărășluiască în noi cuvântul lui Dumnezeu. Și să dea rod însutit, așa cum zice Evanghelia, e nevoie mai întâi să găsească pământ bun. Adică să ieșim din toate stările pe care le-am evidențiat. Din starea de nehotărâre, din starea de neseriozitate, din starea de ocupație permanentă cu cele ale lumii și să ne manifestăm deschiderea înspre cuvântul lui Dumnezeu care vine în inima noastră. În al doilea rând, să avem această capacitate de a discerne, de a analiza ce e bine, ce nu e bine și să nu primim totul cu teavalna. Iar în al treilea rând, să fim conștienți că atunci când vrem să primim cuvântul lui Dumnezeu și să-i urmăm lui Hristos, viața noastră nu se mai poate desfășura în același fel în care s-a întâmplat mai înainte și că e nevoie să renunțăm la multe, multele lucruri care cândva au făcut parte din viața noastră pentru a fi deschiși urmării lui Hristos. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin.